Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Ei bine, astăzi vom face un nou episod din Clash of Clans, fiindcă am văzut că episodul trecut parcă v-a plăcut. Da, știu că v-a plăcut. Așa că am zis, hai să mai facem noi un episod. Da, din Clash of Clans. Da, n-am mai upgradat, adică am mai upgradat. Doar știți, dacă sunteți activi pe live-uri, știți că în fiecare live intru și pe Clash of Clans. Mi-am dat upgrade-uri, așa de toate. O să-mi dau și upgrade la TA7. Trebuie decât să mai îmi dau la air defense-ul ăsta de... Cât de 4? Da, de 4. De 4. După ce mi se termine exit storage-ul, să fac banii. Da, îmi dau la TA7. Și după aia o să strâng bani ca să-mi fac toate gardurile de 5. Va fi super tare. Așa. Și pe lumea cealaltă. Ei bine, aici am făcut un upgrade extrem de mare. Nu la garduri sau la arme. Așa era, așa e de când... Așa e... Nu e de ultima oară așa. Am mai schimbat eu pe aici pe live-uri, doar că avem eroul fraților. Avem erou de 2 și chiar vreau să mi-l dau la 3, doar că nu-mi intră în elixir storage și chiar vreau să-mi dau la builder hall de 6, fiindcă vreau să-mi iau Nightwitch, uitați, fiindcă s-a băgat Nightwitch-ul, uitați-l, uitați, s-a adăugat Nightwitch-ul și acum trebuie să mai adaug ăsta, e balonul cu schelet. Da, deci vreau să fie ceva gen un skeleton barrel. Și aici se va băga mega peca. Nu mega peca, super peca. Deși de-aia vreau să fiu puțin mai boostat, să zic așa, pe builder hall. Fiindcă eu aștept update-ul, mai ales cel cu super peca. Deci când se va băga super peca, eu o să mă boostez imediat. O să fiu foarte activ aici pe lumea cealaltă. Ca să pot să-mi dau la builder hall de cât ar trebui să fie. Ăsta să mă... Deci ăsta e la builder hall 6. Ăștia o să fie la builder hall de 7 și ăsta o să fie la builder hall de 8. Deci o să fiu mai boostat pe builder hall. Clanul, păi nu s-a mai schimbat cu nimic. Am mai dat noi niște war-uri pe aici. Unele le-am câștigat. La mustață, deci a fost un war. Stați să vă arăt. Ia. Un alt de war. Stai să văd care a fost warul ăla. You can go. Ia, ăsta e parcă era. Da, fraților, deci ăsta e. Deci, cred că erau vreo 20 de membri activi pe clanul nostru. Cei mai mulți nu puteau să dea atacuri, deci, stați, unde sunt eu? Eu sunt pe 18. Am dat două atacuri de 100% de 3 stele și m-a atacat Wild Wolf ăsta cu 100%. Da, e bine, noi am dat 31 din 60 de atacuri și am bătut și i-a dat 32 din 60 și au pierdut. Deci au atacat, deci cred că aproape toți, deci toți membrii care erau la war, toți erau activi. Deci 30 de membri au fost activi, deci toți au fost activi, deci a dat lumea la atacuri, eu dădusem atacuri, deci parcă făceam live, nu mai știu, parcă făceam live și ne chinuiam aici, vorbeam pe clan să hai să dăm atacuri, hai de toate. Da, aici a fost o chinuială maximă la oarul ăsta, dar a fost foarte greu, deci liderul s-a chinuit, a mai fost, cine a mai fost? Mai era Tică, da, uitați, Tică aici, persoană, da. Și da, fraților, vreau să vă zic să intrați și voi dacă vă jucați Clash of Clans. Da, nu uitați să intrați voi în clanul Baia Mare, este un clan extrem de bun, deci donăm. Deci uitați, eu donez, deci ce donez eu? Eu donez Barbar de 4, Wizard de 4 și Gigant de 4. Eu numai de-astea donez. Așa, suntem un clan activ, da, și leaderul intră cam o dată la 2-3 zile, deși leaderul este foarte activ.
Da, avem membri extrem de buni. Aceștia o să-și iau, o să-și ia kick astea după ultimele locuri. Fiindcă am vorbit eu cu cine am vorbit, nu mai știu cu cine vorbisem, parcă cu Tica vorbeam. Da, și că o să dea kick la mulți membri, la cei inactivi și la cei praf. Așa, da, m-am împrietenit cam cu toți membrii din clanul acesta, trebuie să primești și eu Elder în curând. Da, nu uitați, este un clan activ, avem aproape 20.000 de trofee și la Builder Hall, da, și la satul principal. E clanul de level 8, acum îl trecem și noi la level 9, va fi super tare. Dar nu uitați, clanul se numește Baia Mare, este în 37 în 50. Nu uitați să intrați și să știți că suntem extrem de activi. Așa, da, acum hai să trecem și noi la episod, hai să cerem și noi aici niște trupe. Da, n-am nimic, așa. Voi da niște atacuri pe lumea aceasta. Ia, să-ți minte, așa. Da, hai să dăm și noi un atac pe lumea aceasta. Vedeți cum atac eu cu eroul meu de 2, nu de orice level. Da. Ce are aici? Hai să băgăm doi barbari. Și aici hai să băgăm, uite așa. Și aici o să băgăm 8 barbari cu... Ai, frate, s-au dus barbarii prost. Nu te cred. Nu te cred. A, s-au dus prost, frate. Da. Da, pe ce mai nu, acesta va fi fail. 100% fail. Deci nu, s-au dus barbarii prost. I-am pus bine, deci i-am pus bine. Pentru că s-au dus prost. Mamă, trag prea multe arme mine, ai! 60%, bine, mamă, ultimul moment. Am luat victorie, fraților. Dar și dacă vă uitați pe live-ul de aseară, deci pe live-ul de aseară am avut un bulan maxim. Deci, cred că am dat, da, deci uitați. Deci, aseară, ce atacuri am dat, mă? Deci, cred că n-ai niciunul, n-a fost un atacul. Deci nu, cam după aici, de aici. Deci de la victoria asta. Am dat-o pasta, pasta, pasta. După aia am pierdut, mamă. Și după aia iar acum am victorii. Deci am dat aseară la victorii multe. De dacă ați fost pe live, cred că ați văzut ce bulan am avut. Că mi-am făcut aproape elixirul full. Și trebuie să mi se termine mie builder-ul ăla în 9 ore ca să pot să-mi dau și upgrade la laboratorul ăsta de 4. Da, la laborator de 5, fiindcă, da, trebuie să-mi dau și eu la barbar de 9, care sunt extrem de buni. Și la giganți de 9, fiindcă și astea sunt extrem de buni. Chiar dacă nu folosesc giganți, o să-i folosesc, fiindcă sunt open. Așa, ce să mai facem noi pe aici? Păi, parcă am donat. Da, am donat. Acum să dau la barbari. 3 barbari. Și după cum vedeți, am 438 de gemuri. Dar trebuie să mai curăț pe aici lumea asta și lumea asta. Aici mina asta de gemuri trebuie să-mi dai și mie mai multe gemuri. Încă vreau să fac 500 de gemuri ca să-mi dau la al treilea builder. Și când o să-mi dau la al treilea builder, frate, cred că o să fac un live. Live special, ori un episod. Da. Așa. Da, deja s-a făcut Emi Campuri, e bine, hai să dăm un atac. E cam pe ăsta, cred că l-atac, da. Am deci acum, deci prin niște jucători așa de praf, nu contează câte, dar astea îmi dă, mamă, cât scot. Ia, hai, că am prins mulți. Hai că am prins mulți! Bine, mă! Hai că am prins pe toți! Mamă, deci mi-a luat la viață, dar nu înțeleg de ce sunt decât... Nu, deci... Nu, deci atacul ăsta e... Nu, de Supercell își bate joc de mine.
în momentul de față. De ce? Fiindcă îmi dă decât 17 cupe. Ok, 17 cupe. Fiindcă asta ce a avut de la TA6, are arme maxate de TA5. Și bă, are și de-astea la TH, adică are și trupe. Păi frate, dar Xena-ul ăsta până unde trage? Că-mi trăgea un barbar și n-avea voie. Că n-are range atât de mare. Da, vedeți, deci n-a fost un atac. Băi, mi-a scăzut minus 28 de trofee! Băi, deci, dacă vă uitați aseară pe live, aveam 1180 și ceva, 88. Și de la 1188 s-a ajuns la 1138. Adică 17 plus 28. N-a ajuns la 38. What the fuck? What the fuck? Nu, de jocul ăsta își bate efectiv joc de mine. Nu, de jocul ăsta este cel mai prost. Cum frate să-mi dai decât? Da, nu înțeleg. Să-mi dai decât 17 trofee, fiindcă ăla are barbar și arcașe de vreo level 4 sau 3 la CC, la Clan Castle. Așa. Plus să aibă și arme maxate. Băi, mă lași. Și cu garduri de 5, adică da, dacă avea garduri de 4, hai, mai ziceam. Dar și cu garduri de 5, adică ăla e TH5 maxat full, adică avea totul maxat. Așa. Și tu faci joc de mine, așa, îmi dai decât 17 trofee. Păi, Supercell-ul e zilele astea. Supercell-ul și-a bătut joc cam de mulți jucători. Mai ales de mine, deci de mine și-a bătut joc, deci pe Clash Royale. Deci pe Clash Royale eu n-am mai putut, am dat, cred că dădeam 10 lupte, din care 10 lupte toate erau pierdute. De ce? Fiindcă îmi dădea niște opponenți care erau nabi. Ori cu etichieri care erau nabi, ori oponentul era, bă, avea toate legendare și ne bătea de ne rupea. Da, la 2v2 deci nu, n-am putut să câștig. Dacă vă uitați la mine, am ce sloturile. La mine sunt, am decât Magical-ul și cu James. În rest, două ce sloturi. La mine sunt goale, fiindcă nu mai pot să iau win-uri ca să-mi fac și eu ce alea. Așa, da. Deci, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de Clash of Clans, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem noi la acest episod peste 4 like-uri, iar eu o să continui cu seria de Clash of Clans. Da, și haide, fraților, nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați, să strângem noi 80 de abonați, fiindcă pregătesc un sketch pentru 80 de abonați. Așa că hai să strângem mai repede. Da. Eu am fost Edi, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!